Vom avea citirea din Matei, capitolul 27, de la versetul 45 la 50. Matei 27, începând cu versetul 45, până la versetul 50. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. În seara aceasta nu avem masa Domnului, nu avem împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, pentru că o să avem în câteva zile, o să avem duminica viitoare, după Paști, imediat. Și, de asemenea, din tema aceasta a Euharistiei, a Comuniunii, a Împărtășirii, tema de joi seara, se vorbește foarte mult. Am ales pentru zidirea noastră sufletească și pentru hrana noastră duhovnicească, însă un text care marchează un eveniment foarte important din săptămâna aceasta numită a patimilor. Fiecare eveniment este important în săptămâna aceasta. Din fiecare se poate vorbi și putem descoperi lucruri de mare valoare. Însă am ales să împărtășesc cu dumneavoastră ceva din orele și din ceasurile răstignirii. Respectiv, această porțiune de trei ceasuri, această porțiune în care s-a făcut întuneric și în care Domnul Iisus rostește unul din cele șapte cuvinte care le-a rostit pe cruce, respectiv al patrulea cuvânt pe care l-a rostit. Am numit mesajul acesta și am gândit să-l pun sub motoul ziua în care Dumnezeu și-a întors fața. Ziua în care Domnul și-a întors fața de la Fiul Său, de la Iisus Hristos. Sunt multe păreri despre acest întuneric și n-am să dezbat aceste păreri. Unii sunt de părere că creația în întregime, când și-a văzut Creatorul, când și-a văzut, l-a văzut pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos răstignit pe cruce, a intrat în doliu. S-a îmbrăcat în straie de doliu. Soarele și-a ascuns fața, cum obișnuiesc să spună românii în limbajul lor poetic. Alții sunt de părere că Dumnezeu a tras cortina, a stins lumina și aceste ceasuri au fost atât de grele și atât de insuportabile pentru umanitate, încât nu ne-a lăsat să vedem ce se întâmplă exact în aceste trei ceasuri. Există și posibilitatea aceea că Dumnezeu și-a întors fața în aceste ceasuri. Altfel, nu justificăm acest al patrulea cuvânt rostit de Mântuitorul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?
primul cuvânt care l-a spus pe cruce, vă amintiți desigur, a fost cuvântul iertării, cuvântul despre iertare, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Apoi a fost un cuvânt rostit unui tâlhar care s-a pocăit în ultimele momente ale existenței lui și a spus, astăzi vei fi cu mine în paradis. Al treilea cuvânt l-a rostit pentru mama lui și pentru cel mai apropiat ucenic și a spus mamei, femeie, iată fiul tău. Iar ucenicului prea iubit lui Ioan i-a spus, iată mama ta. Abia apoi, al patrulea cuvânt este acest cuvânt despre care vom vorbi în această seară. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A spus cuvântul acesta după ce s-a făcut întunericul, un întuneric de la amiază, un întuneric foarte interesant. Apoi a spus al cincilea cuvânt, mi-e sete, al șaselea, te telestai, s-a isprăvit, adică s-a încheiat, s-a împlinit, s-a completat, s-a desăvârșit salvarea, mântuirea. Nu doar că s-a sfârșit suferința sau s-a sfârșit ceva, ci s-a sfârșit în sensul rezolvării, în sensul completării, în sensul jertfei care a fost adusă și care a fost primită. Iar apoi al șaptelea cuvânt, cum bine știți, a fost acel cuvânt în care n-a dat nicio satisfacție diavolului și iadului, ce a rostit, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul, îmi încredințez Duhul meu. Și-a dat Duhul. Interesant cum la nașterea Mântuitorului în noapte s-a făcut lumină și cum la moartea Mântuitorului la miezul zilei s-a făcut noapte. Unii sunt de părere că a fost o eclipsă de soare. Eclipsa nu ține 3 ceasuri. Unii sunt de părere că natura, soarele, și-a întors față. Cert este un lucru, că Dumnezeu a stins lumina, s-a făcut întuneric. Despre acest întuneric aș vrea să vorbesc în câteva minute. Și am să vă propun să privim la acest întuneric și am să vă propun 4 ferestre care se deschid în acest întuneric. O să pară puțin absurd sau aproape ciudat să fac aceste afirmații. Dacă e întuneric, e întuneric. Nu vezi nimic. Și totuși, acest întuneric arată foarte mult și vorbește foarte mult și descoperă foarte mult. Am să spun însă pentru știința noastră și pentru înțelegerea tuturora, măcar că acestea sunt lucruri de bază și ar trebui să le știm, Domnul Iisus Hristos în acest întuneric era pe cruce și acolo pe cruce purta păcatele noastre. Iată ce spune 1 Petru 2, cu 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, spune Petru. Pavel zice în 2 Corinteni 5, cu 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Deci, acolo pe cruce, Iisus Hristos purta păcatele noastre, purta povara păcatelor noastre. Acolo pe cruce purta păcatele noastre, însă ca jertfă de ispășire, ca pedeapsă. Nu le purta oricum. Era o jertfă de ispășire care trebuia adusă. Roman 3 cu 25.
pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să se arate neprihănirea Lui, că își trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu. În engleză se vorbește despre un concept foarte complicat și greu de înțeles, propitiation. 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii, spune Apostolul Ioan. El a purtat pe cruce păcatele noastre nu doar ca să le pună pe cruce, nu doar ca jertfă de ispășire, ci acest întuneric despre care vom vorbi, despre care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, arată că a purtat păcatele acestea pe cruce în jertfa aceasta de ispășire și că mai ales acolo a rămas foarte singur. A rămas foarte singur. S-a lăsat un întuneric în care nu-și mai vedea mama, un întuneric în care nu-și mai vedea cel mai apropiat ucenic, dar mai ales un întuneric în care a simțit că Dumnezeu și-a întors fața de la el. Un întuneric în care a simțit că Dumnezeu l-a părăsit. Și aici vorbim despre Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu. Noi avem foarte adesea sentimentul acesta. Și foarte adesea auzi pe oameni, pe credincioși chiar, când sunt încercați, când sunt în diferite necazuri și suferințe, nu mai simt dragostea lui Dumnezeu. Nu mă mai iubește Dumnezeu. Dumnezeu și-a întors fața de la mine. Oare ce s-a întâmplat? Așa că vă propun 4 ferestre prin care să ne uităm la acest întuneric și să ne uităm la aceste ceasuri în care Dumnezeu și-a întors fața de la propriul Său Fiu. Prima fereastră este fereastra prin care trebuie să vedem ce este păcatul cu adevărat. Ce înseamnă cu adevărat păcatul? Și care sunt implicațiile lui? Și să-l urâm. Și să-l urâm real și să-l urâm mereu. Și să învățăm. Să învățăm să fugim și să învățăm să urâm păcatul și să învățăm să ne dezlipim de păcat. În întunericul acesta, în drama aceasta, în suferința aceasta, în separarea aceasta, în necazul acesta cumplit, aș vrea să privim prin fereastra aceasta prin care vedem ce consecințe grave are păcatul. Și odată pentru totdeauna să învățăm să-L urâm. Știu că ne pare rău, știu că ne pocăim, știu că plângem. But for some reason, we are going back. Pentru un motiv sau altul, ne întoarcem înapoi la neascultare, ne întoarcem înapoi la păcat, ne întoarcem înapoi la fără de lege. Și apoi iarăși reluăm ciclul, iarăși ne pocăim, iarăși ne pare rău, iarăși ne căim, iarăși ne mărturisim, iarăși spunem ca niște copii mici, Doamne, n-am să mai fac, n-am să mai fac, niciodată. Cred că privindu-L pe Iisus Hristos cum moare pe cruce, ar trebui să se întâmple în noi o așa revelație a ce înseamnă păcatul, a ce implicații, a ce gravitate și ce consecințe eterne are păcatul asupra omenirii, încât să urâm păcatul, să urâm păcatul pentru totdeauna și să-l urâm mereu. Nu e așa că atunci când cineva îți spune, fie că ești mic, fie că ești mare, dar îți spune, n-ai voie să faci asta,
E ilegal să treci de o anumită viteză, nu-i voie să încalci legea asta. În momentul în care îți spune lucrul ăsta, parcă ceva ciudat și neobișnuit și o anumită atracție, o anumită fascinație, o anumită obsesie cu acel nu, cu acea interdicție, se întâmplă. Roman 7:9, Pavel surprinde acest mecanism și spune: odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, traducerea Cornilescu. King James spune, it was revived. Și atunci eu am murit. Parcă păcatul era adormit și a fost, tocmai legea aceasta l-a trezit și l-a strâvnit. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Roman 7 este că moralitatea legii, care este foarte bună, ne arată vinovăția, ne arată păcatul, ne arată greșeala, dar nu ne dă puterea să ne despărțim de păcat, să fugim de păcat. Poate privind la cruce. Poate o privire la cruce, la cum moare Hristos, să ne creeze într-adevăr o scârbă definitivă față de păcat. Și totdeauna când vine diavolul cu păcatul, Duhul Sfânt să-ți aducă înainte jertfa Domnului Hristos. Și să nu poți păcătui. Să nu ai putere să păcătuiești. Să nu ai putere să-L scuipi, să-L pălmuiești, să-I mai bați un piron în crucea Lui. Acolo pe cruce vezi ce face păcatul. Acolo pe cruce îți dai seama de implicațiile unei vorbiri de rău, a unei pofte, a unei patimi, a unei fără de lege, a unei minciuni, a unei mândrii. Doamne, în seara aceasta deschide-ne ochii să vedem cum moare Hristos pe cruce, cum a murit Hristos pe cruce și stârnește în noi o repulsie și o ură totală, o ură perfectă, desăvârșită față de păcat. Chiar să fugim de păcat, chiar să urâm păcatul și chiar să nu mai trebuiască mereu și mereu să ne întoarcem la Dumnezeu, să spunem: iartă-mă că din nou m-a luat gura pe dinainte, iartă-mă că din nou m-am mândrit, iartă-mă că din nou am vorbit de rău, iartă-mă că din nou am poftit ce nu este al meu și nu este pentru mine și nu este pentru gloria numelui Tău. Ca niște copii zburdalnici și imaturi, mulți creștini de-a lungul anilor merg la Dumnezeu cu aceeași și mereu aceeași problemă. A doua fereastră care se deschide este o fereastră care îți permite să vezi iadul, să vezi iadul și să fugi de el. Să vezi păcatul și să-l urăști și să înveți să-l urăști, dar să vezi iadul și să fugi de el. Asta e un subiect care ajunge mai rar în atenția noastră și în predicile noastre, și arta și literatura și, mă rog, cultura acestei lumi datorează foarte mult felului în care a fost descris iadul și priveliștea care s-a zugrăvit pentru iad. Foc, dragi cu coarne, cu coadă, cu furci. Ne mai uităm și la Dante Alighieri și ne uităm la infernul pe care îl zugrăvește el și la câte și mai câte alte imagini îngrozitoare. Aș vrea să schițez doar 6 lucruri care caracterizează iadul, 6 lucruri care definesc ceea ce este cu adevărat iadul. În iad, și când simți această groază și această încolțire a iadului, așa cum a simțit Fiul lui Dumnezeu pe cruce, moartea Lui pe cruce, simți
și ești conștient și foarte conștient de suferința ta. Așa a fost și bogatul acela care striga disperat părintelui Avram și spunea: mă chinui aici, îmi trebuie o picătură de apă. Foarte, foarte conștient și logic și cu toate simțurile percepea suferința și durerea la cu totul și cu totul alte dimensiuni. Ăsta e iadul. Apoi este acest întuneric total, acest întuneric care se lasă, acest întuneric care acoperă totul. Este un întuneric total, fără nicio scânteie, fără nicio licărire de lumină sau de speranță. Apoi, sigur că acolo ești încolțit de puterile demonice ale iadului. Indiferent cum se manifeste acestea, prin ce urlete, prin ce forme, prin ce îngroziri, dar cu siguranță că te încolțesc acestea. Iadul mai înseamnă să fii sub povara păcatului, de care nu te-ai pocăit, de care nu te-ai lăsat, de care nu te-ai despărțit, la care nu i-ai întors spatele și să-L lași pe Dumnezeu să te transforme, să te schimbe. Dacă ești tot în păcatul ăla de ani și ani de zile, ești ca într-un iad. Experimentezi iadul. Sigur că la alte dimensiuni. Apoi, al cincilea, în iad ești sub judecata lui Dumnezeu. Și mai grav, și ceea ce se experimentează aici pe cruce, ești separat total de Dumnezeu și de dragostea Lui. Este această separare totală de Dumnezeu și de dragostea Lui. Ce este bine de știut pentru noi toți în seara aceasta, frați și surori, este că Domnul Iisus Hristos a suferit acestea, a răbdat toate acestea. Știți de ce? Pentru ca tu și cu mine să nu avem parte de El. Știți ce spune Biblia? Că iadul nu este pentru oameni. Iadul, dacă este făcut de Dumnezeu și rânduit de Dumnezeu, este pentru Satana și pentru îngerii lui. Numai că Satana și îngerii lui prind captivi și prind în lanțuri și prind în păcat și încearcă să înghită și încearcă să captureze cât mai multe suflete care sunt dragi lui Dumnezeu. Dar acestea sunt cele șase dimensiuni ale iadului. Al treilea, sau a treia fereastră, nu numai să vezi păcatul și să-l urăști, nu numai să vezi iadul și să fugi de el, dar a treia fereastră este să vezi ce este dragostea lui Dumnezeu și să te bucuri de ea. Acolo pe cruce, în acel întuneric, în acea suferință, privindu-L pe Hristos cum moare, acolo ți se deschid ochii și vezi cât de mult ne-a iubit. Și cât de mult te-a iubit. Asta e revelația crucii. Acolo dragostea și dreptatea s-au întâlnit. Pe cruce s-au întâlnit. Știți, noi zicem de foarte multe ori: știu că Iisus Hristos a murit pentru mine pe cruce. Știu că a murit pentru păcatul meu. Dar nu sunt sigur că Dumnezeu mă iubește. Nu cred că Dumnezeu mă mai iubește. Atâtea mi se întâmplă, atâtea lucruri experimentez, prin atâtea trec în viață. Nu simt dragostea Lui. Nu cred că Dumnezeu mă iubește. Foarte grav, foarte greșit. De aceea Scriptura și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți spune în seara aceasta jertfa din Golgota și spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, încât a jertfit. Nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe ați fost răscumpărați, ci cu prețul nespus de scump, nespus de mare, a sângelui mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Privești Golgota și acolo descoperi că Dumnezeu te iubește. Și nu te mai îndoiești. Cineva îmi trimitea astăzi un text message și spunea: sunt supărat pe Dumnezeu, mă cert cu Dumnezeu, am căzut la test, n-am vegheat
Și am spus, i-am scris înapoi și am zis, who told you, pentru că era cineva care îmi scria în limba engleză, and I said, who told you that you have to perform for God? Do you think that you are on a performance test? Crezi că Domnul te pune așa să performezi și să-L convingi pe El și să-I arăți cât de bun ești și să-I arăți cât de neprihănit ești și să-I arăți cât de special ești și să-I arăți cât de bun ești? Nu! Nu poți asta. N-ai nimic de arătat. Tot ce contează este jertfa Domnului Iisus Hristos și harul Lui și bunătatea Lui și dragostea Lui. Și acolo pe cruce vezi asta. A treia fereastră este fereastra care îți arată dragostea lui Dumnezeu, pe care trebuie să o îmbrățișezi, să o primești, fără merit, să te bucuri de ea. O să zici, dar cum să mă bucur? Să mă uit la cruce, să mă bucur. Știi de ce? Să te bucuri pentru că nu mai e pe cruce. Să te bucuri pentru că nu mai e în mormânt. Să te bucuri pentru că e înviat. Să te bucuri pentru că e la dreapta lui Dumnezeu. Să te bucuri pentru că prin Duhul Sfânt e în inima ta, e viu. Să te bucuri. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos murea pentru noi. Da, nu a fost așa, hai, demonstrează-mi că mă iubești, demonstrează-mi că ești bun, demonstrează-mi cât de bun pocăit ești. Și atunci mă gândesc dacă te mântuiesc sau nu. E foarte greșit să punem problema așa. Sigur că și partea cealaltă a monedei este la fel de adevărată. Dacă L-ai pe Hristos în inima ta, dacă L-ai pe Hristos Domn și Stăpân în inima ta, atunci trăiești o viață sfântă, o viață curată, o viață dedicată, o viață predată lui Dumnezeu. Ori noi de multe ori predicăm Evanghelia aceea care spune, o, să-L primești pe Domnul, să-L faci Domn și Stăpân al vieții tale. You know what? Că-L faci tu Domn și Stăpân sau nu, El este Domn și Stăpân. El este împărat, El este înviat, El este glorificat, El este în slavă. Problema care se pune este dacă tu te supui, dacă tu asculți, dacă tu cedezi, dacă tu te predai, dacă tu lași tot controlul acestui Domn și împărat al Universului. Dar a treia fereastră deschide ochii noștri să vedem dragostea lui Dumnezeu și să ne bucurăm de ea. Psalmul 85, versetele 9 la 11. Ce da, mântuirea Lui este aproape, aproape de cei ce se tem de El, pentru că în țara noastră să locuiască slava, spune psalmistul. Și apoi sunt cuvintele acestea foarte frumoase, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Știți unde s-a întâlnit dreptatea lui Dumnezeu și unde s-a întâlnit dragostea lui Dumnezeu? Unde s-a întâlnit neprihănirea lui Dumnezeu și împăcarea lui Dumnezeu? Acolo pe cruce. Acolo pe cruce, în Hristos. În Hristos s-a făcut pace. În Hristos s-a făcut împăcarea. În Hristos s-a făcut ispășirea. În Hristos s-a făcut împăcarea noastră cu Tatăl. Toate acestea sunt în Hristos. Aș vrea să avem ochii deschiși, să vedem și să ne bucurăm și să primim dragostea Lui. Și ultima. Ultima este interesantă, pentru că nu e doar să vezi păcatul și să-L urăști, nu e doar să vezi iadul și să fugi de el, nu e doar să vezi dragostea Lui și să te bucuri de ea, ci să vezi credința, credința pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu și să înveți și tu să o folosești la fel. Pentru că știți ce spune în acest al patrulea cuvânt? Spune, măcar că Dumnezeu și-a întors fața, Dumnezeu n-a încetat niciodată să-L iubească, măcar că Tatăl și-a întors fața, Tatăl niciodată nu L-a lepădat, Tatăl niciodată nu a întrerupt, n-a încetat să-L iubească. Și asta îmi place cum spune el, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Vedeți? Cum spune, Dumnezeul meu, ăsta este glasul credinței, ăsta este cuvântul credinței. Indiferent că simt sau că nu simt, asta este. Ce se împlinește acum este Psalmul 22, versetul 1. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cu sute și cu multe sute de ani înainte, profetic, erau cuvintele acestea care se împlineau.
Lecția credinței este asta, indiferent ce simți, indiferent cum simți, indiferent dacă simți că Dumnezeu și-a întors fața sau nu și-a întors fața, dacă simți dragostea Lui sau dacă nu simți dragostea Lui. Învață să te încrezi în El și învață să vorbești cuvintele credinței și să vorbești limbajul credinței și să trăiești această credință. Asta e lecția foarte mare și foarte frumoasă pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos. Evrei 13:5 spune: nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Moise, în ultimele lui cuvinte, Deuteronom 31:6, spune: întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Așa că, în seara aceasta, frate și soră, dacă simți că se stinge lumina, dacă simți că se lasă întunericul, dacă simți, poate acasă, poate la locul de muncă, poate la spital când ai mers și ți-a dat diagnosticul acela, simți că s-a luat lumina, simți că s-a stins lumina, simți că întunericul gros te apasă, atâtea nedreptăți, atâtea suferințe. Pur și simplu mergi și se întâmplă un accident și spui: Doamne, de ce? De ce? Doamne, ce mă înveți? Doamne, ce să înțeleg? Doamne, de ce m-ai îngăduit? Doamne, de ce ți-ai întors fața? Doamne, mă mai iubești sau nu mă mai iubești? Haideți să învățăm limbajul credinței și să-i spunem, indiferent că simt sau nu simt, ești Dumnezeul meu și rămâi Dumnezeul meu. Și știu că poate pentru o clipă ți-ai întors fața. Așa spune un profet, zice, pentru o clipă doar mi-am luat privirea sau mi-am întors fața de la tine. Totuși dragostea mea de la tine nu se va lua, nu se va muta niciodată. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine. Știți de ce a stat El pe cruce? Și a rămas singur? Ca tu să nu rămâi niciodată singur. Ca tu niciodată să experimentezi aceeași experiență pe care a experimentat-o El. Sigur că se ia lumina și în viața noastră, se lasă întunericul și în viața noastră, dar El este acolo cu noi. Este cu tine. Jertfa Lui a fost deja adusă, a fost deja primită. Învierea Lui deja s-a întâmplat. Mijlocirea Lui la dreapta Tatălui deja se revarsă peste tine. Duhul Său cel Sfânt în inima ta mijlocește cu suspine negrăite. Tu nu știi cum să te rogi, dar El mijlocește. Nu ești singur. I-a spus tâlharului. Tâlharul a zis: poți să-ți amintești de mine? Și a zis tâlharului, zice: nu, am ceva mai bun. Tu nu înțelegi. Ideea nu este dacă mi-amintesc sau nu mi-amintesc că am părat și o să mi-amintesc de tine sau nu. Este un alt concept. Din acest moment, tu nu mai ești singur. Din acest moment, noi doi intrăm în paradis. Din acest moment, noi doi intrăm în cuptorul cu foc. Din acest moment, noi doi intrăm în acel accident. Din acest moment, noi doi intrăm în acel spital în care intri. Și se ia lumina, dar nu ești singur. Pentru că Cel care a murit pe cruce, a murit acolo ca tu să ai biruință. Și a câștigat pentru tine biruința asupra păcatului, asupra bolii, asupra fricii, asupra morții, asupra iadului. Ca tu, în momentele acestea, când ești necăjit, ești disperat, ești fără servici, ești cu un diagnostic incurabil, ești într-o criză pe care nu ți-o poate înțelege nimeni, să poți să spui: cineva înaintea mea a fost așa. Cineva înaintea mea a gustat ce înseamnă să fii singur, ce înseamnă chiar Dumnezeu să-și întoarcă fața. Și acel cineva este Domnul meu, Împăratul meu, Mântuitorul meu, Izbăvitorul meu și indiferent că simt sau nu simt, mă încred în El. Mă încred în promisiunile Lui. Spurgeon, să știți că a avut de-a face cu o depresie. De multe ori în memoriile lui, Spurgeon spune, zice, iarăși a venit câinele ăla negru
the black dog, așa a botezat el depresia. Dar a zis Spurgeon, prin toate experiențele de depresie prin care am trecut, Domnul de fapt mi-a prelucrat inima și m-a făcut să am o inimă foarte, foarte sensibilă, mi-a dat un very tender heart și m-a făcut să fiu plin de sensibilitate și de compasiune față de toți cei care suferă, de toți cei care sunt necăjiți, de toți cei care sunt singuri, de toți cei care sunt amărâți, de toți cei care sunt în disperare și care trăiesc experiența aceasta, se lasă întunericul, se stinge lumina. Dacă în viața ta acum, în zilele acestea, s-a stins lumina, s-a lăsat întunericul, dacă poate suferința, poate criza financiară, poate neînțelegerile din familie, din casă, poate o trădare din partea celor mai apropiați, poate știu eu ce așteptări ai avut și ce descurajări trăiești și ce necaz a venit peste tine, privește la cruce și acolo privește. Învață să urăști păcatul și să-l urăști pentru totdeauna. Privește la cruce, învață să fugi de groaza iadului. Privește la cruce, învață să îmbrățișezi dragostea lui Dumnezeu, să te bucuri de ea. Privește la cruce și învață să te încrezi în Dumnezeu. Indiferent dacă simți sau nu simți, chiar dacă s-a stins lumina și s-a lăsat întunericul, El nu te-a lăsat și nu te va lăsa niciodată. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului, ne ridicăm și stăm înaintea Domnului cu întunericile noastre, cu fricile noastre, cu temerile noastre, cu durerile noastre, cu frământările noastre, cu toate problemele noastre care le avem, dar privim la cruce, privim la Golgota, privim la jertfa Lui, privim la dealul căpățânii și spunem lui Dumnezeu aceste patru lucruri. Doamne, te rog, Doamne, stârnește în mine o ură față de păcat pentru totdeauna. Să urăsc păcatul și să resping păcatul și să las cuvântul Tău și Duhul Tău să mă transforme. Deschide-mi ochii să văd groaza iadului și să fug de ea și să înțeleg că cea mai cumplită realitate a iadului este separarea eternă de Dumnezeu și de dragostea Lui. Deschide-mi ochii să văd dragostea Ta, să o îmbrățișez fără merit, fără drepturi, doar prin Iisus Hristos, să o îmbrățișez și să mă bucur de ea. Dar apoi deschide-mi ochii să mă încred în Tine. Învață-mă credința, învață-mă umblarea, învață-mă să mă încred, învață-mă să spun, Domnul meu, Domnul meu, în mâinile Tale încredințăm viața noastră, în mâinile Tale încredințăm familiile noastre, în mâinile Tale încredințăm conturile noastre, în mâinile Tale încredințăm tot ce suntem, tot ce avem. Ești Domnul nostru! Ne supunem total. Ne rugăm cu toții în direcția aceasta.